Pentru că ne-au întrebat sute de români care este diferența între tehnologiile noi de pe mașini, adică mild hybrid, plug-in hybrid, hybrid, electric și, desigur, motoarele convenționale, am zis că este momentul să investigăm profesionist această întrebare și să-l întrebăm pe Alex care este răspunsul corect. Hai să luăm cu începutul. Cu începutul. Păi primul sistem, care e un pic mai basic, este cel de 48V. Asta înseamnă mild hybrid. Baterie... Da, mild hybrid. Adică ăia 48V, 48V pe care îi văd eu scriși pe aripă, exact. Nu înseamnă 48 de cilindri în V. Nu, cu siguranță nu. Și asta înseamnă că avem o baterie de dimensiuni mici și, cum spuneam, sistemul de 48V care ține consumatorii mașinii și oprește motorul termic al mașinii în momentul în care nu avem nevoie de tracțiune. Okay. Sistemul se numește coasting. Coasting. Faci coasting. Eco. Eco, exact. Dacă vrei să fii și mai eco, da. Mergi pe full hybrid. Full hybrid. Ce înseamnă full hybrid? Full hybrid deja înseamnă o baterie mai mare, da. Un motor electric bine definit. Okay. Spre exemplu, în cazul Santa Fe-ului și al Tucson-ului, motorul electric deja are o putere de 60 de cai. Okay. Deci asta înseamnă că la viteze mici, plecarea de pe loc, atâta timp cât bateria este încărcată, mașina poate rula electric. Și are un management al bateriei, deci tot timpul va face chestia asta singură. Bateria la full hybrid se încarcă singură în diverse situații. Da, în mers și recuperează energie la frânare. Dacă vrei să încarci tu bateria, treci la... plug-in hybrid. Ok. Aici deja avem un motor și mai mare, undeva la 90 de cai în cazul modelelor noastre, și o baterie și mai mare, undeva în jur de 14 kW. Okay. Și, cum spuneam, posibilitatea de încărcare la priză. Și, pe lângă faptul că o încarci la priză, da. Se încarcă și singură la accelerații puternice, fie la ridicarea piciorului din accelerație. Da, și? Ea poate să facă și, și ce face hibridul simplu convențional, adică recuperează energie la frânare, cu siguranță. Și poți să mergi electric în funcție de stilul de condus, full electric, fără să pornești motorul? Fără să pornești motorul termic. Aici, la plug-in hybrid, deja avem un buton unde putem să facem deja, șoferul poate deja să facă trecerea electric sau hibrid. Și dacă șoferul nu vrea să facă nicio trecere și vrea să meargă doar electric? Atunci trebuie să ne mutăm la o mașină complet electrică. Ok. Care poate să aibă, să fie un model cu tracțiune față sau un model cu tracțiune integrală sau propulsie. Deci? La Hyundai le putem avea pe amândouă. Cine vrea tracțiune față își poate alege modelul Kona, iar cine vrea o tracțiune 4x4 trebuie să se ducă către un Ioniq 5, modelul nostru VIP, ca să spun așa.